Ok, să zicem că vreți să vă cumpărați un frigider și aveți niște dileme. Eu, în articolul de față, încerc să răspund la aceste dileme. În primul rând, ar trebui să citiți niște review-uri de produse. Și unde să faceți asta? Căutați pe Google o căutare de genul ăsta. Să zicem că nu-i frigider, e mașină de spălat sau chestii de genul ăsta. Și aici, căutarea aceasta înseamnă că se face doar pe site-ul Softpedia. Și vă apucați să citiți. Rețineți că aici, dacă scrie 7 postări, nu înseamnă că neapărat sunt 7 postări. De exemplu, cel mai mare articol al lor este acesta. Și aici scrie că are 18 postări, da? Și 13 autori. Bun. Faci click și observ că sunt 3700 de mesaje, aproximativ. 200 de pagini. Am citit o parte din acest thread la vremea respectivă, cu mulți ani. 5, 6, 7 ani, ceva de mulți ani. Și durează foarte, foarte mult. Dacă vă apucați de el, începeți de la jumate sau ceva, pentru că astea sunt foarte vechi și s-ar putea la un dat, eu am fost convins că voi reuși să-l citesc tot. Mi-a luat vreo 5-6 ore să citesc jumate și după aia am zis stop, iau pe baza de ce știam. Deja știam enorm de multe lucruri citind jumătate din thread-ul ăsta. Deci nu știu dacă îți imaginezi ce înseamnă să citești 3600 de comentarii pe un singur lucru. E enorm și nu scrie, aici scrie două rânduri, dar în general e ceva serios, scrie mult. Și atunci vă recomand să vă uitați pe thread-ul ăsta. Apoi căutați pe alte forumuri. Mie mi-apare primul că am făcut click, dar sunt și alte locuri în care puteți citi despre frigidere. Și căutați așa. Vă dă și alte, nu neapărat forumuri, dar în principiu vă dă mai degrabă forumuri. Apoi căutați review-uri, la modul general. Da? Deci pur și simplu citiți criterii, uite. Chestii de genul ăsta, apar niște lucruri. Și citind articolul ăsta, chiar dacă nu este pe modelul ce căutați voi, pur și simplu că e despre o combină frigorifică, vă face să înțelegeți. A, trebuie să mă uit la asta, nu știu ce. Citiți comentarii. Bun. Mai departe, căutați în limba engleză. Sunt și niște tips, astea sunt sfaturi generale. La ce te uiți? La asta, la asta. Nu sunt cele mai strălucite lucruri. Adică eu nu sunt mare fan al ăstora. Îți dă o idee așa, dar în principiu zice niște chestii super basic, adică nu sunt mare fan al ăsta, dar merită să citiți câteva ghiduri de genul ăsta. În fine, Lifehacker este site-ul meu favorit pe tema cum să, ce faci, care e soluția, cum nu știu ce și vă recomand să vă uitați peste el. Au și anumite sfaturi despre cumpărare, nu despre neapărat despre cum cumperi un frigider, dar în ce perioada anului să-l cumperi. Sau cât dacă vrei să-l vinzi pe cel vechi, cât bani să iei, chestii de genul ăsta. Eu am scris un articol mai de mult despre frigiderele Bosch care aveau garanție la momentul respectiv 5 ani de zile. Asta trebuie să vedeți în funcție de perioada în care vă uitați. Ideea e că au tot extins promoția asta și cumva ei ziceau, domnule, până nu știu când și mi-am luat frigiderul și după aia am vrut din nou să-mi iau frigider, dar așa cum e, tot până nu știu când. Adică chestia cu promoțiile că nu sunt neapărat totdeauna 100% corectă, dar știu că într-o vreme dispăruse, așa că nu e ca și cum e chiar tot timpul în fiecare perioadă anului. Dar nu e nici, domnule, până pe 15 ianuarie, că dacă intru, eu vreau pe 16, nu mai găsesc. Ulterior au prelungit. Bun. Acum, despre promoții. În primul rând, ar trebui să porniți de la, domnule, vreau. Dacă porniți de la întrebarea din astea 5 produse la promoție ce să-mi cumpăr, cumva ajungi la caracteristici, intri într-o spirală în care nu vrei să intri. Adică, compar cu tabletele. Dacă compari un iPad cu o tabletă mult mai slabă făcută în România, nu făcută, vândută în România, deci, mă rog, de un producător român, caracteristicile celor două tablete sunt similare, dar diferă totuși cumva. E, asta nu le vezi citind niște caracteristici și comparând un preț. Și ăsta e riscul citind promoții. Să compari un iPad cu o tabletă de foarte slabă calitate și tu să compari caracteristici. Procesor. Ăsta are quad-core. Mamă, și e ieftină. Și ăsta, doar dual-core. Cum reușesc cu doar dual-core? Știi? Adică intri într-o comparație din asta. Păi iau pe asta. E ieftină și e quad-core. Extraordinară. Și după aia ajunge acasă și nu se ține bateria, butoanele nu sunt cum arată. Mă rog, nu comparați caracteristici sau nu comparați strict caracteristici. E bine să știi, domnule, că am pe la 10 milioane mi-au un quad core. Îți face așa o idee, îți dă niște idei, dar nu comparați strict caracteristici că, în opinia mea, nu e varianta ok.
Deci, citind review-urile astea, o să te lămurești de niște lucruri. O să te lămurești dacă îți place mai mult Bosch sau nu știu care. Și atunci citește care ar fi brandurile pe care ți le dorești mai mult. Și poți să zici, domnule, vreau ceva super ieftin, vreau un brand de calitate, vreau nu știu ce. Poți să zici și fără brand. Dar tu ar trebui să știi exact ce vrei. Și atunci când apare o promoție, domnule, eu nu o să-mi iau Bosch. Pentru că Bosch, oricât ar fi de la promoție, sunt scumpi. Sau dacă totuși apare un Bosch la promoție, păi o să știu în momentul ăla că, domnule, asta e o super ofertă. De ce să-mi iau un alt producător ieftin? Când pot să-mi iau Bosch. Da? Și atunci ar trebui să știi despre branduri. Apoi ar trebui să ai niște nevoi primare. Domnule, vreau 250 de litri și nu știu ce. Da? Apoi ar trebui să știi niște lucruri de bază. Cât costă dacă are un motor sau două motoare. Cât costă dacă e colorat diferit. Dacă nu știu ce. De-aia trebuie să te lămurești un pic despre prețuri. Da? E, după ce ai făcut toate astea și știi că vrei cu motoare, cu prețuri, cu nu știu ce, ar trebui să-ți cauți niște modele care să-ți îndeplinească cerințele. Domnule, la Bosch vreau ăsta, ăsta și ăsta. Cam asta. Avem astea trei. Și în principiu din astea trei, pe cel mai mult ar vrea pe ăsta. Dar în principiu sunt deschis și din astea, din tot ce are, mi-au două, trei modele. Dacă am mai mulți producători, fac asta la fiecare producător. După ce am lista de producători, cauți promoții. Cauți numele modelului. De obicei are un cod. Deci dacă mă duc la EMAG și caut frigidere, deschid ăsta, pun pauză. Ok, deci te duci pe pagina EMAG-ului și ai un model de genul ăsta. Și ăsta poți să-l cauți la Google, da? Deci te duci aici sau ăsta, da? Ăsta e cod. Poate să fie ăsta sau ăsta. Oricum, te cauți niște caracteristici individuale. Dacă cauți așa, e posibil să găsești, deci dacă cauți cu 276 litri, e posibil să găsești mai multe produse care au caracteristici similare. Da? Deci sunt astea două, practic același lucru, dar nu e. Ba da, ăsta e același lucru. Mă rog. Oricum e bine să cauți după codul produsului ca să fii sigur că găsești același model. Și te apuci și citești. Da? Deci citești și cauți promoții la Google pentru prețul minim găsit. Te apuci, cauți, citești, poți să-ți faci un Excel și să zici asta costă atât. În principal, dacă ai 2-3 produse și cauți la toate magazinele mari și cauți pe Google după chestia aia, ar trebui să găsești, după codul produsului, ar trebui să găsești un preț minim la unul dintre ele. Dacă totuși nu găsești, așteaptă o perioadă. Fă research-ul din nou peste o săptămână. Caută din săptămână în săptămână și la un moment dat ar trebui să apară o promoție. Există în an niște perioade clasice de promoții, de genul Black Friday. În România a intrat destul de puternic și dacă vrei să-ți iei un frigider de Black Friday cu niște criterii minime, domnule, cam atâta volum și niște chestii foarte de bază, adică știi clar că vrei doar un volum și niște chestii simpliste, nu vrei nu știu ce model specific pe ăla. Deci dacă vrei un frigider de cam atâția litri și asta singur de criterii, poți să-ți iei de Black Friday. Bun, acum dacă te grăbești, poți să iei cumva, să gândești, băi, de ce e promoție? De ce dau ăștia mai ieftin? Nu cumva au interes ascuns? Deci cei de la EMAG au avut revoluția prețurilor și vară, adică nu trebuie neapărat să fie de Black Friday. Ok, la laptopuri există laptop nou și laptop mai vechi. Da? Și atunci dacă cumperi un laptop mai vechi la promoție, nu e chiar așa grozav, că practic ai un model care e puțin învechit. La frigidere, deși se aplică asta, se aplică mai puțin. Adică mă aștept ca durata de viață a unui frigider să fie mai mare și să nu conteze atât de mult dacă frigiderul tău are 2 ani sau e de anul ăsta. Adică nu e chiar atât de relevant. Dar poate ai vrea cel puțin să știi această informație și atunci trebuie să te uiți la aspectul ăsta. În afară de asta, nu văd alte motive. În principal, dacă nu-ți funcționează produsul, poți returna dacă ai niște probleme. Că în principiu poate să-ți facă, poate să-l trântească și după aia zici că îl dai mai ieftin. Dar dacă nu pornești, îl duci înapoi. Adică, na. Adică, nu e, eu nu m-aș îngrija foarte mult când văd o promoție dacă e un model nou. Ok. Cum evaluezi o promoție? Dacă e de Black Friday, comandă produsul fără să gândești prea mult. Dom'le, l-am comandat și mă uit după aia. Și după aia stai jumătate, pentru că atunci se duc stocurile rapid și în jumătate de oră când ai făcut research-ul, nu mai găsești. Așa că, fă comanda și după aceea, caută niște prețuri la modelul căutat în alte părți și vezi dacă cumva îl găsești mai ieftin.
Apoi lămurește dacă a fost lansat ieri sau acum nu știu câți ani și citește pe internet review-uri. Legat de diferențe între Mac și Amazon, sunt unele frigidere care sunt făcute special pentru piața Europei de Est. Eu nu văd neapărat asta ca un motiv de îngrijorare și mi se pare absolut firesc. Adică una e să transporti un frigider din Turcia în Austria și una e din Turcia în România. Și de asta nici nu prea sunt frigidere făcute în Austria. Da? Pentru că ar costa mai mult transport. Și nu mă îngrijorează prea mult. Dar, na, rețineți aspectul ăsta. Legat de rezultate în limba engleză, eu modific URL-ul. Astăzi căut rezultate doar pentru limba română. Da? Dacă modific, pun aici hlegan.n și aici pun.com, astea sunt rezultate care sunt afișate în engleză. Dacă pun și pe WS, n-am rezultate rezultatele personalizate. Deci aici am zice, dacă sunt atent, mă rog, hai să caut form. În fine, ideea e că dacă aș fi făcut click, mi-ar fi zis, pe când aici rezultatele nu mai diferă în funcție de ce am căutat anterior. Apropo, s-a modificat termenul de retur. Puteți returna acum produsele în 14 zile în loc de 10. Eu când caut de obicei intru în incognito, dar am pus la tastatură Ctrl-Shift-N și acum n-am niciun istoric al căutărilor. Ok? În principal, în România se lucrează fără stocuri și chiar și la magazine mari au stocuri doar la anumite produse, n-au la toate, mai ales la frigidere. Câte frigidere poți să ții? Poți să ții un număr, dar nu extrem de multe. Și dacă ai 70 de frigidere pe site, la ofertă, nu la ofertă, în oferta ta, îți va fi greu să ai și un produs din nou, și un singur, o bucată din ele, dar mai multe. Garanția în general este oferită de vânzător, dar sunt cazuri, adică producătorul oferă garanția, dar când duci produsul, duci la vânzător de obicei. Dar sunt și cazuri în care îl duci direct la producător. Mi s-a întâmplat în ultima perioadă foarte rar. Legat de aspectul cât merită să investești în plus, nu știu, nu sumă neapărat 100% precisă sau exactă sau nu știu ce. M-aș orienta să caut o promoție, da? Să caut o promoție. O să mă gândesc și o să pun o cifră în articol, dar în principiu, de exemplu, dacă e 1000 de lei frigiderul, poate aș da încă 20 de lei, 50 de lei pe acolo ca să cumpăr la un magazin mai mare. Dar nu mi-ar fi deloc genul să cumpăr la un vânzător mic. E o mică probabilitate să ai probleme în garanția. Și dacă ai probleme în garanția, în principiu procedura e cam aceeași. Îl trimiți printr-o firmă de curierat, îl trimiți la magazinul de unde l-ai luat și ei se ocupă mai departe. Cam ăsta e marele secret. Uneori ți-l aduc ei, adică nu ai mare avantaj nici în momentul ăla. Și atunci nu am mare stres cu garanția și să dau bani în plus. Dacă aș da un procent puțin semnificativ, undeva între 2 și 5% cam pe acolo. Eu n-aș plăti pentru garanție suplimentară și vă spun că din cele două frigidere pe care le-am cumpărat în ultimii ani, n-am avut probleme cu niciunul cu garanție. Cam asta. Succes!